Cocoană, nu știu ce să mă fac. De ce, Maria? Sunt însărcinată. Ce-ai spus? Să rămână cu coană, vă rog să mă iertați. Vai, și nu ți-a fost rușine. Să rămână cu coană, dar nu sunt eu de vină. No, cum o să fii tu de vină? Ai fost și tu așa puțin amestecată, a? Vă rog să mă iertați, dar nici nu știu cum s-a întâmplat. Ai visat ceva? Dacă ar fi fost din vis, poate n-ar fi fost nimic. Ai băut după cineva? După bărbat? Sau după femeie însărcinată? Da. Am auzit că se ia. Așa se ia oftica, Mario. Nu, asta nu e oftică. Atunci mai gândește-te, ce ai făcut? M-am gândit toată noaptea. Și la ce te-ai gândit? M-am gândit că ar putea să fie secretar. Ce secretar? De alături de la advocat. Sau? Zic și eu acum, poate că nu o fi el. Dar îi duceam în fiecare dimineață un ibric cu apă. Din bucătăria noastră? Da, din bucătăria a dumneavoastră. Bine, dar ce legătură are bucătăria noastră cu secretarul advocatului? Nu-i de ajuns să duci un ibric cuiva cu apă ca să rămâi însărcinată? Zic și eu acum, poate mai fi fost ceva. Ce? Odată i-am dus o linguriță de dulceață. Puh! Din dulceața noastră? Da, din dulceața dumneavoastră. Frumos îți șade, Mario, să iei de la noi și să duci la vecini. Dar nu-i de ajuns nici un bob de dulceață ca să rămâi grea. Că un bob i-ai dus, nu? Era o linguriță plină, cu vârf. Ce o linguriță plină cu vârf n-ajunge. Mă tot muncesc și nu reușesc să aflu. O fi din mărțișor, că mi-a dat un mărțișor. Ți-a dat și un mărțișor. Da, și când mi-a dat mărțișorul, da? Eu i-am făcut un cozonac, unul mic de tot, să nu vă supărați. Și l-am dus într-o dimineață pe o tavă cu o cafea cu lapte. Un cozonac mic, mic de tot. Mario, dacă știam că ciupești. Dar nu te-am prins niciodată. Dar nu mi s-a părut că fur. Mi se părea că dau un dar. Dar ți-a cerut el să-i duci? Nu, i-am dat așa de la mine. Am făcut rău? No, rău e că ai rămas morțoasă. Ce o să zică maică-ta? De-aia am rămas eu grea? Cred și eu. Lăptișor, ibricel, cozonăcel, mărțișor, lasă cafeaua. Gata, haide, nu mai plânge, nu mai plânge. Ai făcut-o, ai făcut-o. Frumos băiat e secretarul. Da? E oacheș și se vede de neam mare, are mâinile albe. Ticăloasă! Îl iubești? Îl iubesc? Nu știu, credeți că îl iubesc? Dar nu vezi cum te fustăcești când vorbești despre el? E om mare, scrie mereu. Ia ascultă, Mario, tu n-ai mai iubit niciodată pe nimeni? Ba da, pe Mițuc. Pe Pisoi. Nu-i mai ziceți Pisoi, că mă înțeleg cu el mai bine decât cu un om. Ascultă, Mario, dar ce făceai tu când te duceai la secretar? Nimic. Stăteam așa în fața lui și îi spuneam: ce frumos e la dumneata, domnule. Și el ce-ți spune? Mai întâi se uita la mine. Pe urmă s-a mai uitat așa de câteva ori la mine. Și pe urmă m-a întrebat exact cum ați întrebat dumneavoastră acum: pe cine iubești dumneata, Maria? Și tu i-ai spus pe Mițuc. Da. Și l-am adus pe Mițuc să-l vadă. Dar Mițuc l-a zgâriat pe ochi. Vai. Și? Și mi-a zis că sunt o proastă că-l iubesc pe Mițuc, că de ce? Fetele mari, zicea el, nu se joacă cu pisoi. Și cu ce se joacă fetele mari? Asta nu mi-a zis. Și nu te-ai supărat? De ce să mă supăr? Vorbea așa de frumos, vorbea cu dumneata. Dar m-am dus la el într-o seară.
Târziu? Nu, era pe la vreo 9. Într-o seară când erați plecată la teatru cu Conașul. Mi s-a urât singură și m-am dus să-l întreb dacă n-are nevoie de ceva. Nu e bine să te duci seara singură la bărbați. Și-a avut nevoie de ceva? Stați să vedeți. Când am intrat, a închis ușa cu cheia. Și te-ai speriat? Nu, de ce să mă sperii? Se gândea să nu intre cineva. Și mi-a spus: Marioară, s-a apropiat de mine și m-a împins pe canapea. Și ai strigat? Nu, de ce să strig? Nu ți-a fost frică? De ce să-mi fie frică? Și atunci l-am auzit pe Mițu miorlăind pe acoperișul casei. Și m-am gândit că trebuie să-i fie foame și atunci am spus lui: lasă-mă, nițeluș, să-l satur pe Mițuc și mă întorc. Și? Și atunci mi s-a părut că mi se rupe ceva la inimă, dar n-am strigat. Și chiar dacă aș fi vrut să țip, tot n-aș fi țipat, că mâncam o bomboană. Când m-a pus pe canapea, mi-a băgat în gură o bomboană. Vezi, Mario, de ce ai rămas grea? De la bomboană. De la o bomboană? Mario, când te duceai tu la secretar să-i duci lăptic, cafeluțe, cozonăcel, nu te-a văzut nimeni? Ba, mă vedeau vecinii. Și nu te-a întrebat nimeni de ce iei de la noi și duci la secretar? Nu, să rămână, păi, dar ei credeau că le trimiteți dumneavoastră. Va să zic că lumea crede că eu am mâncat bomboane.